Iată ne la castelul Bran. Nu e județul Brașov. Mulți turiști pe aici. Vremea e superbă. Am mâncat și o langoașă cu smântână și cu cașcaval. Să vedem cum e înăuntru. Multe, multe scări la intrare de urcat. Acesta este dormitorul. Am adăugat ceva obiecte de când am fost eu ultima dată pe aici, acum mulți, mulți ani. Arată foarte fain și miroase a crin. Ce fain, tunelul secret. Yay! Și mai e un etaj unde e un fel de terasă. So this was one of the mountain pass. Terasă. That's why the castle was The first thing they would do is they would report some guy if he's not working, then you go to the second stage. Then you speak with the priest and you ask a friend of the village. You unbury the dead and you put the wood over by this stone. And to be sure that...
Ce camere frumoase aveau atunci. Wow, ce fain. Mie îmi place la nebunie acum, Bran. Vezi că l-am mai și mobilat puțin. Și acum coborâm. A fost foarte frumos la Bran aici. Multe detalii drăguțe, așa. Ei, lumină. Și peisajul este superb. Este și râul acolo. Super, super, super. Turiști aici de peste tot, în toate colțurile lumii. Și cred că astăzi nu e o zi aglomerată, fiind luni. Gata, am ajuns de unde am pornit.